divorț, despărțire, separare, pentru mine e cam același sens. Deci eu nu văd deosebire între nu bine, juridic este, legal este, da. Uh-huh. Ce înseamnă? Înseamnă când doi oameni au decis, deși uneori unul decide, altul se supune deciziei sau cumva este nevoit să se supună deciziei, încetează să mai trăiască, iarăși să trăiască împreună, este tot foarte relativ. Eu cunosc istorii ale cuplurilor care sunt divorțate și care chiar nu comunică, dar locuiesc în același spațiu locativ. Și au împărțit apartamentul și cineva stă într-o cameră, altcineva stă în altă cameră de cauza că nu-și pot permite sau... Ei, de fapt, nici nu cred că e problema în aceea, că nu-și pot permite. Ei nu se pot separa până la urmă, iată, eu cred că asta e problema lor, nu că nu-și pot permite să împartă apartamentul cealaltă, nu știu, să-l vândă, să împartă banii, să închirieze. Soluții întotdeauna se găsesc dacă tare vrei să le găsești. Deci divorțul este separarea de bunuri, de trupuri, de timp pe care înainte îl petreceai, să zicem, seara împreună cu cineva, cu persoana cu care era într-o relație de căsătorie. Da. Tu te-ai gândit vreodată la divorț atunci când erai în culmea fericirii și dragostei? Nu. Niciodată, absolut. Nici nu... Și nici nu-i vorba când eram în culmea fericirii, chiar și când începi să ai o viață de asta, de cuplu sau de tânără soție, nu te gândești. Eu nu cred că sunt femei care se căsătoresc și totul este ok și se gândesc. Nu, niciodată. Eu, din potrivă, când, după ce m-am căsătorit, eu nici nu puteam să-mi imaginez că eu aș putea să trăiesc fără acest om, da? Nu zic că eram într-o relație de asta de simbioză, da? Dar mi se părea că m-am căsătorit și asta e pentru o veșnicie, pentru toată viața, pentru gata, până la sfârșitul eu nu mai gândul că noi am putea să ne despărțim sau ceva să se întâmple. Pentru mine era strașnic. Și asta, apropo, s-a întâmplat destul de repede, deci noi ne-am despărțit după vreo 4 ani, dacă mă greșesc. Uh-huh. 4 ani jumate. De ce crezi că a intervenit ruptura asta? Sau de ce intervine un divorț dacă nu vrei să vorbești la personal? Eu nu știu, din potrivă, eu la impersonal nu știu să vorbesc de ce. Fiecare fiecare om are, sau oamenii au motive diferite. La noi ruptura a intervenit treptat. Au fost și condiții favorabile, presupun eu, ca să intervină ruptura. Eu mai consider că și vârsta noastră și-a spus cuvântul. Noi eram foarte tineri. Uitându-mă în urmă, da, eu îmi dau seama că foarte mult m-am schimbat față de ai mei 21 de ani. Sunt o sumedenie de lucruri pe care eu nu le cunoșteam și la care eu nici nu mă gândeam. Deci lucruri care nu intrau absolut nici într-un fel în interesele mele. Începând cu... Eu înainte de mă căsători, apropo, nu m-am gândit nicio clipă ce înseamnă de fapt viața de femeie căsătorită sau ce presupune o viață de familie sau ce înseamnă să ai un copil. Unde am putea să învățăm astea? Nu știu, eu cred că ar fi foarte bine ca în școală să avem un curs de prinderi de viață, nu știu, igiena vieții, numiți-l cum vreți. Nu neapărat să numim educație sexuală, de ce? Că bine, noi la cursul ăsta trebuie să învățăm lucruri care țin de viața de zi cu zi. Și eu niciodată nu mă satur să vorbesc despre asta. Noi la școală învățăm tot ce vrei în școlile noastre. Noi să învățăm lucrurile practice, da? Adolescentul iese din școală, el deja are 18-19 ani. Undeva în capul meu persista ideea că asta e ceva natural, vine de la sine, da? Nu și idei. Terminat universitate, te-ai meritat. Și cât acolo să te măriți, cum ești meritat? Cât acolo să faci un copil? Și eu nu știu cum să faci un copil.
Ai fost 9 luni însărcinat, ai născut, nu, ai născut. Tu rupi după 4 ani, după 3 ani, după 2 ani de familie, tu rupi ceea ce aveai. S-a ca să ajungi, să ajungi să iei, să iei așa o decizie, trebuie să întâmple ceva. Deci nimeni nu pleacă de la bine. Nimeni nu rupe o relație în care se simte bine. Mai ales când e vorba de o relație de lungă durată, da? Deci când este casă, când este, adică atunci când este o viață comună, da? Când tu, copil, asta e practic cel mai important. Și multe femei zic nu pleacă dintr-o relație disfuncțională din cauza copilului. Păi da, de ce? Că atunci când deja este un copil, este foarte greu să iei decizia asta. Și dacă cineva într-un cuplu, da, într-o familie decide că trebuie de întrerupt, da, atunci vreau eu să cred că decizia a fost bine gândită, cel puțin la mine a fost. N-a fost ușor, evident, asta sperie foarte mult. Tu te-ai obișnuit cu o viață, cu o anumită, nu știu, atmosferă, da. Ai avut un șoc? Ai avut o perioadă de... Da, am avut un șoc. Deci să ai șoc când pe tine te anunți că, draga mea, noi ne despărțim. Da, atunci ai șoc. În cazul meu a fost altfel. De ce? Că eu am fost cea care a anunțat că noi ne despărțim. Eu șoc n-am avut. Dar chiar dacă am anunțat, chiar dacă eu am fost cea care am anunțat și eu am luat decizia și deși eu sunt sigură că dacă nu anunțam eu, peste un timp avea să anunțe el că... Deci s-a ajuns la așa o stare în care deja era... Noi nu prea știam ce puteam să facem ca să remediem, da, situația. Dar între momentul în care tu iei decizia, momentul în care tu anunți decizia, trece ceva timp, da? Trebuie să găsești momentul potrivit, trebuie să... Sau poate să nu treacă timp. La mine timp n-a trecut așa de mult. Eu am scos-o din mine că dacă mai lăsam să treacă timp să găsesc momentul potrivit, îmi ieșeam din minți, cred că nu mai suportam, nu mai rezistam. Dar după asta, după ce ai anunțat și cealaltă persoană știe că gata, s-a încheiat și viața se schimbă și trebuie ceva de făcut și de mers mai departe și de făcut niște pași, tu din clipa ce ai anunțat, tu nu te-ai oprit pe loc și trebuie să faci ceva, trebuie să începi să strângi lucrurile. Dacă tu ești cea care pleci, atunci m-am simțit, eu nu locuiam în Moldova, deci noi locuiam în altă țară. Și eu în țară și nu prea aveam ce face, deci în orașul în care locuiam. Și nici nu era vorba să rămân acolo, că nu aveam ce rămâne, nu aveam pentru ce rămâne și chiar nu aveam ce face. Și iată, după ce tot chestia asta a fost anunțată și cumva momentul ăsta dramatic de anunț a consumat, da, tu începi să te gândești. Stai, o leacă. Dar ce fac eu mai departe? Dar ce am făcut eu? Și cu mine, da? Eu trăiesc normal, eu te-am acoperiș deasupra capului, mobilă, mănânc la timp. Viața este destul de ok, adică știi, la noi cel puțin din punct de vedere al confortului era ok. Creierul tău, da, sau subconștientul, de fapt, se opune schimbărilor, da? De ce? Că tu mergi în necunoscut. Eu trebuia să încep să-mi strâng lucrurile și să plec. Să plec undeva, să decid unde eu plec. Ce fac mai departe? Eu am un copil. Ce fac eu cu copilul mai departe? Ce cu viața mea? Și asta după 5 ani trăiți peste hotare în care eu nu am lucrat. Eu am lucrat, dar am lucrat puțin. Noi am locuit în mai multe țări, deci n-a fost undeva să locuiesc, să fac o carieră sau să continui niște studii. Nu. Eu aveam deja copil, eu nu aveam, nu vedeam foarte bine ce pot eu să fac, da? Dar totuși eu am făcut asta, eu m-am strâns lucrurile. Ți-ai luat copilul și ai revenit în Moldova? Nu a fost chiar tot așa de simplu, nu. Am revenit, m-am întors înapoi și am revenit iarăși cu copilul, deci a durat vreo 2 luni până ce noi am ajuns la un acord, cum o să facem, ce o să facem,
cum o să trăim mai departe, ce o să fie cu copilul. A durat ceva timp. Despărțirea este despre îmi iau geanta și am plecat sau totuși lasă? Uite, tu simți că a lăsat sechele pentru tine sau a lăsat o lecție? Ce a însemnat? Eu nu știu dacă a lăsat sechele. Eu... E greu de spus. De ce? Că eu nu știu cum ar fi fost dacă eu aș fi rămas. Da, eu nu știu unde aș fi ajuns acum, eu nu știu ce fel de om aș fi ajuns să fiu sau cum aș fi fost, dar eu pot doar să-mi imaginez. Teoretic, dacă eu mergeam pe calea pe care eu mergeam acum, eu pot să-mi imaginez ce fel de om, femeie aș fi eu acum la 36 de ani. Au trecut exact 10 ani, exact 10 ani de atunci. Eu am schimbat foarte mult. Bine, esența undeva, grăunciorul acela care noi fiecare îl avem, el a rămas același, dar știți cum este cu diamantul, el mai întâi este în stare brută, neșlefuit, da? Posibil să dacă... mai întâi e un fir de nisip. Da, eu consider că faptul că eu am riscat, dar a fost un risc, eu mă duceam în nicăieri, absolut. Chiar dacă eu veneam acasă, mă întorceam acasă, eu habar nu aveam ce am să fac, ce o să fie cu mine. Eu ajunsesem la starea asta că eu, când m-am întors în Chișinău, eu am vrut să-mi cumpăr telefon mobil și bine, trebuia să mă duc la... Trebuia undeva să mă duc să-l cumpăr și să-mi iau și cartela, număr, nu știu, tot procedura asta. Eu nu știam cum să fac asta. Nu că eu nu făceam nimic, eu făceam, dar eu eram... Întotdeauna mă simțeam dependentă de cineva, da, și nici nu realizam că eu sunt dependentă de alt om și nici nu realizam că eu pierdusem reperele mele. Deși până am căsătorit eram, pe timpul studenției, eram destul de descurcăreață, bătăioasă, din asta așa. N-am fost niciodată o fetiță cu minte care să aștepte, care să nu știe ce să fac sau să nu știe să se descurce. Căsnicia pe mine m-a făcut dependentă și... De asta a intervenit despărțirea? Te pierdeai pe tine? Da, absolut, absolut. Cum a fost? Eu când m-am trezit, când m-am trezit în ce m-am transformat, eu am zis, bă, stai, oleac, fat, hei. În mine s-a trezit chestia aceea care, nu știu, foarte profundă și eu m-am uitat în oglindă și m-am văzut dintr-o parte și am văzut în ce m-am transformat, mie nu mi-a plăcut. Am zis, ce-i asta? Ce-i asta? Tu îți dai seama prin ce tu te-ai transformat și cum tu trăiești și cum e să o iei de la zero. Asta durează încă. Deci au fost multe etape. A fost revenirea acasă, readaptarea la mediul de aici, regăsirea unor repere. Asta e cum e să te construiești din nou. Deci casa ta a fost, nu știu, a fost un cutremur și ea s-a ruinat sau a fost un uragan sau ceva, să zicem un cutremur, da, și tu rămâi în fața ei, da, și trebuie să începi să o clădești din nou, asta și-am făcut. Apropo, cu anii prietenii se răresc. Dar eu, la ce am ajuns, ce am înțeles eu, că oamenii nu te pot ajuta. Prietenii, rudele, familia, nu știu, colegi, nu te pot ajuta. Cine te ajută? Tu te ajuți. Și asta e, apropo, asta e ce am înțeles eu foarte recent. Una din lecțiile, înainte aveam chestia asta, poate eu nu conștientizam că mama trebuie să mă susțină, fratele trebuie să mă susțină, prietenii trebuie să mă susțină, toți trebuie să mă susțină și cine mă susțină și dacă ceva se întâmpla cu mine neplăcut, eu repede, hai pe cine să sun? Pe mama să sun, pe prietena și ea să sun sau prietena slabă. Și cu timpul, cu ani, cu probleme peste probleme, care, mă rog, sunt inevitabile în viața fiecărui om, ne-am dat seama că nu, tu n-ai și suna prietenile, mama, tata, fratele, sora, nu știu, nu. Tu ții problemele tale pentru tine, de ce? Că tu ești om matur. Tu știi, tu trebuie să știi să-ți rezolvi problemele și să le duci tu, să nu le iei de la tine de pe umăr, să le trântești pe umărul oamenilor apropiați. Cu oamenii apropiați sunt lângă tine nu pentru că tu să le
admiți problemele tale, ei sunt acolo pentru altceva. Eu am luat asta mai degrabă ca o renaștere, ca o întoarcere la mine, deoarece eu chiar mă simțeam că e rău de tot, e rău de tot și poate asta m-a ajutat cumva să mențin și relații bune cu fostul meu soț, care este tatăl copilului meu, da? Eu pe el foarte puțin l-am învinuit. Eu practic deloc nu l-am învinuit. De ce? Că mi-am dat seama că noi ambii am avut niște așteptări, ne-am creat niște iluzii și el la un moment dat aceste iluzii s-au adeverit. Noi nu credeam că sunt iluzii, noi credeam că asta e așa viitorul nostru sau așa o să fie, dar nu era așa. Momentele astea oricum aduc criză și oricum aduc durere și oricum aduc lacrimi sau pot să nu aduc lacrimi, dar durere oricum este. De ce? Că tu nu poți să trăiești un om ani de zile să împarți același pat, aceeași bucătărie, aceeași baie și să fie asta așa. Poate și sunt cazuri de genul ăsta, dar de obicei nu, despărțirea aduce durere. Ce m-a ajutat? Nu știu, cred că faptul că eu am vrut să trăiesc. Deci atunci când tu realizezi că ori tu trăiești, fizic, eu vorbesc chiar fizic, da? Ori tu te lași în starea în care ești și posibil tu ai să mori. 4 ani, 5 ani, vârsta întrebărilor. Ea a început să pună întrebări. Și întrebările erau de genul... Începeau cu de ce? De ce, da. De ce tata nu mai este prințul tău și tu nu mai ești prințesa lui, da? Chestii din astea. Desene, da. Ea desena prinț, prințesă, deci familia ei prinț, prințesă, mireasă, mire. Și a fost perioada asta când, evident, eu îi explicam în cuvintele care ea să le înțeleagă că, uite, există momente în care prințul și prințesa își dau seama că nu se mai iubesc, dar ei continuă să-și iubească copilul sau iată chestii din astea clasice, da? Cum vedeam prin filme, de exemplu. Bine, dar aveai strategie în cap prin care știai că nu poți să-i spui copilului rău despre tatălui, de exemplu? Niciodată n-am vorbit față de copilul meu lucruri despre taică-sul. Niciodată. Deci pentru mine asta este regulă și eu nu permit absolut nimănui să vorbească față de copilul meu lucruri urâte sau să critici ceea ce face tatăl ei. Deci asta este absolut tabu. Și dacă să mă înfurii, eu mă înfurii la tema asta. Când s-a întâmplat altă relație, a venit altă relație. Eu nu am avut perioada asta de doliu într-un fel, dar nu știu. Eram deschis, cred că, mai mult sau mai puțin spre alte relații, dar atunci cel puțin. Mai e loc de cuvântul familie? Da. Într-o lume, cuplu, într-o lume ideală, da, da, eu aș vrea, eu mi-aș dori să am o familie. În genere, eu sunt o persoană destul de familistă, în sensul în care mie îmi place adunătura de lume acasă, cu mese din astea. Ce nu ai ierta într-o relație? N-aș ierta un comportament abuziv față de copilul meu. Sunt divorțuri unde au avut loc rupturi foarte mari, cu infidelitate, cu... Iarăși, nu, aici chiar nu pot să dai un sfat, dar sunt oameni care ies ușor dintr-un divorț, dar ei ies mai greu dintr-o relație, care, nu știu, a fost după câțiva ani după divorț. Dintr-o relație care te gândești, nu, ce ai comut și la casă, n-ai făcut, mașină n-ai avut, copil n-ai făcut, n-ai cununat pe nimeni, da, să luăm după parametrii noștri, da. Dar pentru tine ieșirea din relație, ruptura aceea e cu mult mai dureroasă decât divorțul. Iarăși, sunt cazuri și cazuri și cazuri. Eu n-am spun nimic nou, dar eu cred că dacă vă este greu și durerea este foarte mare, nu vorbiți. Deci, asta cred că este o soluție pentru multe dureri, multe tipuri de dureri sufletești. Nu trebuie să te izolezi. Izolarea nu ajută absolut la nimic. Trebuie să ieși în lume și eu aș recomanda psiholog.